Salutare, Bacilu aici de la Top Shelf Heroes. Am revenit cu video cu atacurile la or. War Equalizer al doilea din serie. Voi încerca aici o formulă de care sunt foarte mulțumit. Am manevrat pe toată echipa, 9 bile. Încarc pe toți. Să vedem cum merge. Am 7 bile roșii momentan. Îl încarc pe Jean-François. Încarc ceilalți roșii. Sper să văd un... De fapt, nu cred. Ba, da. Am nevoie de un move. Trebuie să eliberez niște bile. Perfect. Bine, equalizer. Și game over. Da, primul atac a mers bine. Al doilea. Aici voi folosi echipă roșie. Da, o echipă roșie. Încă un bold task mai mic, e destul de riscant o echipă. Dar am al doilea regard pentru situații de genul ăsta. Trebuie să fiu atent să trag cu Yang Mei fix când, fix după equalizer. Încerc pentru un diamant mov. N-a vrut să vină. Mai încerc pentru unul. Am făcut roșii. Scăpa de tank. Perfect.
Da, nu puteam să-mi doresc ceva mai bun de atât. Equalizer, acum voi... Am scăpat de healerul lor. Voi da pe Rigard să-mi iau de grijă, să nu am surprize. Ce tablă bună am avut. Mort? Nu chiar. Devine frustrant. Incredibil. Cam asta a fost. Nu mai am ținte momentan. Voi reveni cu următoarele atacuri de joi dimineață. Mulțumesc, la revedere. Salutare, Bacilo. Aici am revenit cu partea a doua atacuri de nouă. Cred că voi folosi echipa albastră pentru sniperul ăsta, pentru Kingston. Să vedem cum merge. A doua domniție era pe aici. Aici. Al treilea Rigard, pardon. Nu știu cât e de necesară domn, dar voi juca oricum. Am un diamant mov din a doua mutare. Bine și tura asta. Voi ataca partea stângă. Câștigaș atacul ăsta.
asta a fost, am reușit să folosesc și echipa albastră. O echipă vreo două echipe verzi, galben. Voi merge cu echipa galben aici pentru că e slow. E slow ținta. Cred că o să încep ceva de genul ăsta. Perfect. Da, ai câștigat și asta, sigur. Perfect. Aș mai putea reproduce o dată acea echipă. Și cred că o voi face aici. Da. Mist. Jun. Porcul, porcul. Aici. Voi mai lua un extra healer. Și dodge-ul. Mana pentru porc. Să-l încarc în 11 bile. Să vedem cum va merge. Încerc să scap de al frichii.
Încarc porcul pentru că va da damage în toți după equalizer. Fi un meci mai lung, sigur. Da, merge mai greu. Nu avem nevoie de revive. Perfect, am scăpat de heal. Gata. Greu și anevoios meci. Dar l-am câștigat. Cred că voi folosi ultima echipă verde. Da. Ceva mai sigur. Aici cred că sunt destul de sigur că echipa asta verde. Așa voi merge. Perfect.
Dar mai trebuie o bilă verde. E ok momentan. Perfect. Cum să începem? Da, luăm ori, nu risc. Gata. Șase din șase. Și orul ăsta, equalizerul, cred că e orul meu preferat. M-a luat Andrei. Bravo lui. Îmi doresc să nu fiu primul, deși am 6 din 6, pentru că asta înseamnă că mai sunt membri în alianță care au 6 din 6, mai bune decât ale mele, deci e perfect. Mulțumesc pentru că v-ați uitat, like și subscribe dacă v-a plăcut și voi reveni și cu alte videouri.